Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Alexandr22 și astăzi vin din nou, cu ce credeți? Cu o nouă reacție, așa cum v-am obișnuit la bunul început. Mai exact, nici nu mai știu exact când, că am zis de 3 ori exact de 2 ori așa, nici nu mai știu când am pus ultimul clip pe YouTube. Cred că în iulie. Dar important este că am revenit din nou cu o nouă reacție. O nouă reacție la o piesă, la o piesă care este foarte în trend și este foarte ascultată. Am ochelarii strâmbi, nu mai contează. Sau așa văd eu în cameră. I don't know, așa. Scuzați-mi engleza. Și, fără să mai vorbim taclale și etc., să începem reacția. Stați pe fază. În primul rând vreau să-l respect pe Dani Mocanu, cum a la cap să trăiți, domn general. Drept, sunt drept. Cu respect și stimă. Bă, ai Emma Carter de pe Pornhub? Mă, Dani! Păi tu plecași cu Emma Carter la război? Tot ce poate să le facă Emma Carter la rivali decât să le... Să le... Nu, nu zic asta pe video. Stați. Nu. Eu nu cred ceea ce văd pe video. Deci o să, deci la editare o să, deci o să încercuiesc ceea ce văd eu acum. Mă, Dani, mă. Mamă, mă, Dani, erai la un videoclip de muzică, nu erai la un videoclip de... pe care le pune Emma pe... po.com. Mă, Dani, uite, mă, cu ce poftă se uita la ea, mă. Văleu! Mă, da, fă-l, mă, odată de gagică. Deja mă enervai că zisă libădic de nu știu câte ori. Fă-l o dată de gagică. Doamne Dumnezeule! Auzi, fetelor, care sunteți interesante, auzi, vă duce pe Germania și trimiteți bani în plic. În plic! Nu, că ăștia sunt ochiari. În plic! Un plic, imediat, vă arăt un plic acum, deci acum, imediat, un plic, un plic, deci așa se dau banii, un plic, deci, un plic, așa le dai, așa îi dai banii, un plic, nu pe card, nu pe nimic, pentru că, na, sunt controle, dar un plic nu e nimeni, pe bune. Deci, repet, se jurește pe maică sa. N-ai cum așa ceva. Dani, băiețaș. Howard de la Pierre Vec. Oh, doamna profesoară, să-ți dau să-ți iau ce o ciocolată. Treci pe băiatul meu clasă. Howard. Oh, Gucci. Horde! Ce făceam, fata? Mergeam patru labe pe burtă. Și Dani Mocanu deja se uita la ea așa cu poftă. Posibil așa ceva.
Mă, Dani, eu nu pot să-mi explic ce faci tu cu Emma Carter la război. Ceea ce poți să faci cu Emma Carter la război împotriva rivalilor este să o pui să le sug. Știa fetele că ești țigan, nu trebuia neapărat să spui că ești țigan. I don't know. După ciocan. Și apoi arată o fază care fata aia se așează cu fundul așa. Practic se așează în ciocanul lui Dani. Ăla de 5 cm. 90 acolo. Respect pentru sinceritate, două clase ca trenul. Mă, ce vorb eu cu voi să-l faceți de gagic odată, că toată ziua se roagă, deci se rugăm tot clipul ăsta să-l faceți de gagic și voi nimic. Este imposibil așa. Păi la mă, ești și... Mie nu-i așa frumos, dar merită și el o gagică, nu? Cea mai tare armată la lui Dani Mocanu, efectiv. Are niște fete pe care dacă le pune la război împotriva rivalilor, îl câștigă, ce ai? În altfel. Știți voi. Arunca Dani bomba așa direct la final. Cum vi-o arunc eu vouă. Și cam asta a fost și cu reacția. Haorde! Aolo, Gucci! În fine! Cam asta a fost și reacția acestui clip. Acestei piese a lui Dani Mocanu. Hai să ne iubim ca nemții. Deci, sper că v-a plăcut reacția mea, că mie clar mi-a plăcut că am și transpirat, așa, că afară sunt 40 de grade și o filmez în mașină că nu am platou de filmare, dar o să am în viitor, poate, dacă nu o să filmez sub pădure, I don't know, nu că o să fie bine. Așa, deci, încă o dată, dacă v-a plăcut reacția, nu uitați să bușiți butonul ăla de like, să-i dați un pumn în față și, cel mai important, să vă abonați și dacă chiar vă place așa de mult, trimiteți și la un prieten de-al vostru. Încă o dată, eu am fost Alexalr22 și v-am lăsat. Ciao, les!